Ce puteți să ne spuneți despre această pierdere? Acum ne aflăm în locul în care Smaranda Drăghici Puslaru își va primi ultimele aplauze pentru tot ceea ce a însemnat ea. Smaranda a fost copilul nostru al tuturor, pentru că toți colegii spuneau Smărândița, oamenii de la tehnic, de la ei spuneau Smărândița noastră. Deci a fost una dintre cele mai frumoase ființe care au muncit în acest teatru și, din toate punctele de vedere, o voce extraordinar de frumoasă pe care a dezvoltat-o aici cântând, muncind foarte mult și făcând, iubind foarte mult acest teatru. Este un exemplu de corectitudine și de decență și de devotament față de o instituție. A făcut nenumărate roluri prin care i-a făcut pe cei care veneau să o admire să râdă în hohote sau să plângă la sfârșitul finalurilor dramatice. A trăit fiecare poveste în parte pe care a interpretat-o. A luptat, de 3 ani luptă cu această boală și cu toții am sperat că, fiind atât de doritoare să învingă, va învinge. N-a fost așa și chiar dacă știam că nu, în ultimul timp nu era bine, am sperat cu toții că există miracole. Eu am sperat că există miracole și în momentul ca cineva să dovedească că se întâmplă și miracole pe lumea asta. Nu s-a întâmplat niciun miracol și Smaranda a fost răpusă de o boală cumplită și îndelungată. A suportat zeci și zeci de tratamente, a făcut drumuri la spitale, la clinici, în dorința de a trăi și de a se bucura de harurile date de bunul Dumnezeu. Era credincioasă, era veselă, era generoasă, era un coleg minunat, era tot ceea ce ar trebui să fim noi toți când suntem la oaltă și când facem parte dintr-o comunitate. Îmi pare rău, este cred că cea mai grea despărțire pe care am suportat-o în acești ani. Au plecat mulți colegi dragi nouă, mulți oameni minunați, dar parcă Smărândița este cea care ne-a sfâșiat sufletele tuturor. Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui.